relaxată. Iar în ceea ce privește semnele și simptomatologia, sunt aici trecute multe să ne înțelegem cancerul la sân, poate să însemne o tumoră, că este o leziune care o simte pacienta în sân, sau care o vede ecograful sau mamograful, care poate să dea o adenopatie, care poate să fie deci un ganglion molit, care poate să fie în axilă sau poate să fie supracavicular, care poate să dea o ulcerație la nivelul sânului, iar restul simptomelor nespecifice ce sunt trecute acolo, de fapt, înseamnă, din nefericire, prezența metastazelor la distanță. Sigur că diagnosticul de certitudine ți-l dă examenul anatomopatologic, care poate să însemne o puncție, poate să însemne o lumpectomie, o biopsie lărgită, poate să însemne o mamectomie făcută în sumă intervenții chirurgicale. Și impactul emoțional este foarte puternic, mai ales pentru pacienta care nu a fost pregătită psihică, poate să aibă și un cancer de sânge. Pentru pacienta tânără și, într-adevăr, prezența cancerului de sân în timpul sarcinii sau imediat după sarcină este o realitate care produce un mare impact emoțional și necesitatea pacientului de a discuta nu numai cu oncologul, dar și cu cineva foarte apropiat și vis-a-vis de doar cu medicul psihiatric, cu psihologul, dacă se poate, numai că trăind în România, practic prezența psihologului și a psihiatrului nu este întotdeauna la îndemâna pacientului. Și nu numai că nu este la îndemâna pacientului, totul ține de gradul de cultură al pacientului, pentru că la un moment dat, dacă îi sugerezi pacientului, îți spune dacă nu are un nivel intelectual suficient să înțeleagă, doamnă, dar dumneata mi-ai spus că ai cancer, nu că sunt nebun, de ce mă trimit să vorbesc? Și atunci, sigur că, iarăși, aici este un loc în care poate că este bine ca ONG-ul sau cineva apropiat să fie lângă pacient și să-l ajute vis-a-vis de acest diagnostic cu întrebarea de ce tocmai eu am boala, de ce am făcut-o eu, care este explicația. În ceea ce privește alegerea tratamentului, sigur că avem doi factori importanți, doi actori, medicul pe de-o parte și pacientul pe de-altă parte. Și chiar dacă credeți că nu este posibil, totuși în România asta se întâmplă, medicul discută cu pacientul și discută vis-a-vis de opțiuni terapeutice, de ceea ce este mai bine pentru pacient, de ceea ce își dorește pacientul. Din punctul meu de vedere, din punctul uman, al oricărui medic oncolog, sigur că atunci când discutăm, ținem cont de ce spune pacienta, ținem cont de factorii de prognostic legați de pacientă sau factorii de prognostic legați de boală și ce tratamente pot să îi ofer în momentul în care a fost depistată boala raportată la factorii aceștia de prognostic la comorbiditățile pacientului. Și sigur că tratamentul înseamnă între a alege în funcție de ceea ce de stadiul bolii, de ceea ce pacienta prezintă la momentul diagnosticului, mai multe variante de tratament care pot să fie chirurgie, radioterapie, chimioterapie, tratament hormonal, terapie țintită și pentru fiecare dintre acestea, sigur că este bine să discuți și să explici pacientului și să și explici întotdeauna care sunt reacțiile adverse, ce beneficiu îi aduce, care sunt riscurile tratamentului, care sunt simptomele care pot să se datoreze tratamentului
și în funcție de aceea se ghidezi acest tratament. Sigur că totul depinde de pacientă, de impactul pe care îl produc cuvintele tale în momentul în care te adresezi pacientă, pentru că de multe ori la prima consultație medicul încearcă să spună cât mai mult. Pacienta de obicei nu este singură, însoțită de cineva din familie, de un prieten, de o cunoștință și atunci totul se disipează. Pacientul este complet bulversat de tratament. Cel de lângă pacient este și bulversat de diagnostic, dar încearcă să ține minte și să te întrebe cât mai mult. Iar finalul este, de fapt, momentul în care după scaun se ridică doi oameni complet măneciți de un diagnostic urât și de o multitudine de variante și de tratamente și de întrebări pe care medicul spune, domnule, trebuie să ții cont, asta înseamnă cu tare lucru, asta la altă îți aduce următorul beneficiu. Și atunci, sigur că, evident, după aceea mai urmează încă un, înainte de a începe tratamentul, încă o consultație și încă o consultație și sigur că dacă ai norocul ca în momentul acela să ai și psihologul lângă tine, sigur că atunci este foarte bine. Este foarte bine pentru că pacientul mai discută cu psiholog, mai discută cu cineva și își mai pune ordine în gândire. Sigur că opțiunile sunt multiple și sunt complet diferite, dar ceea ce ne interesează de fapt pe toți și de fapt și pe pacient este calitatea vieții acestuia, ce înseamnă un tratament, ce beneficiu aduce și ce înseamnă vis-a-vis de calitatea vieții, care înseamnă bunăstare fizică, psihică, socială, capacitatea de a-și îndeplini sarcinile obișnuite în viața cotidiană, din punct de vedere al pacientului, iar din punct de vedere, eu știu, a faptului de decidenți, poate să exprimă în bani de viață standardizați, în bani cheltuiți vis-a-vis de acel tratament, însă calitatea vieții este un element esențial și se poate întâmpla ca de multe ori pacientul, dacă are o boală avansată, o boală metastatică, să spună, doamna doctor, știți, eu nu-mi doresc să trăiesc mult și post, ci îmi doresc să trăiesc atât cât este, dar să fiu pe picioarele mele, să fie bine, să mă pot îngriji singur. Sunt lucruri foarte, de multe ori, bulversante și pentru tine ca medic, pentru că tu știi, te gândești, domnule, sigur că poate să fie, dar are șanse 30% ca să aibă remisiune completă și pacientul nu înțelege și tu încerci să-i spui, domnule, trebuie și trebuie să faci așa. Și el spune, da, dar o să fiu bine și tu nu poți să-i garantezi 100% că o să fie bine, că răspunsul o să fie ăla pe care și-l dorește. Și atunci, sigur că eu cred că totul ține de medic, ține de ceea ce înțelege pacientul în calitatea vieții, prin ceea ce își dorește, de fapt și evident că orice om își dorește să trăiască decent, chiar dacă are o boală cronică. Și atunci eu cred că aceste echipe care înseamnă medic psiholog, medic psihiatru, sunt esențiale și cred că aici este un loc în care o îngerie, în care media pot să intervine pentru pacienți. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna doctor Sănculeanu. Ați văzut că prezentarea trebuie